minunat vin la microfonul online cu exerciții de matematică. Așa, dragilor, iată, ne din nou împreună. Tema pentru acasă. Clasa A. 5-a. A patra. Am să încerc, am promis unui băiețel că o să fac algoritmul împărțirii. Să insist perfect cum de s-a întâmplat ca să se reușească acest algoritm și să reușim foarte bine să găsim acel cât în al împărțirii. De fapt, la urma urmii, când împărțim pe 8 împărțit la 2, adică vă gândiți că aveți 8 obiecte și împărțiți în două grămezi. Câte puteți într-un nou și câte puteți în celălalt. Cam așa trebuie văzut, da? 8 împărțit la 2 egal cu 4, da? Dacă am 80 împărțit la 2, face 40, da? Tot așa, da? Deci cele două grămezi sunt, așa cum spuneam, de 40 fiecare. Dacă avem 732 împărțit la 4, nu mai putem vedea deodată cât fac 732 împărțit la 4. Nu mai putem spune așa foarte repede. Cum am zis, 8 împărțit la 2, 4, nu? Aici trebuie să surprindem așa cum se întâmplă în mod practic. Pe 732, am să dau așa, 732 egal cu cine? Cu 700 plus 30 plus 2. Da? L-am desfășurat. 732. Dar te rog să-ți lucrezi. Toată lumea lucrează. Eu ce scriu pe tablă, pentru voi, trebuie să fie un semn că o faceți și voi. Trebuie să faceți același lucru. Și pe fiecare putem și acum, 732 împărțit la 4 înseamnă desfășurat. 732, bine ai spus, 732 împărțit la 4 este echivalent cu scrierea 700 împărțit la 30, nu împărțit, 700 plus 30 plus 2 împărțit la, totul de împărțit la 4, totul, da? Ei, începem să le facem așa. Mai întâi împărțim sutele ca să vedem ce număr de sute o să obținem. Împărțim la 4. Și zicem 4 în 700 nu merge ca 4 în 7. 4 în 7 o singură dată, da? Deci, practic, iată ce fac eu în culise, ca să înțelegeți bine. În culise, pe 700 îl surprind ca fiind 400 plus 300. Deci pe 700, în mintea mea, îl descompun așa. În loc de 700, zic 400 plus 300 plus 30. Te rog să scrii. Vă rog să scrieți, vă uitați așa, de ce nu scrieți? Da? 400 plus 300 plus 30 plus 2. Totul de împărțit la 4. Și e egal cum. Și acum, 400 se pot împărți la 4, nu? 400 împărțit la 4 și face 100. Deci eu spun egal cu 100. Da? Ca și deci împărțim pe fiecare. Hai să înțelegem așa, să scriu echivalent cu scrierea. 400 împărțit la 4 plus, deci am împărțit toată asta la 4, înseamnă să împărțim pe fiecare la 4. Deci înseamnă 400 împărțit la 4 plus 300 împărțit la 4 plus 30 împărțit la 4 și plus 2 împărțit la 4. 2 împărțit la 4 nu se... Lăsăm așa, să vedem ce se întâmplă. 4. O secundă, nu te grăbi. Echivalent cu 400 împărțit la 4 face 100, da? 100 plus 300 împărțit la 4 30. Ca și cum aș face pe, cine ai spus, pe? 50.
nu. 300 la de parte de la 4. Da. Nu. Și luăm 30. Ca 4 în 30, da? Dar nu, îl luăm ușor. Dar dacă aș scrie 200, s-ar împărți la 4? Da. 50. 200 s-ar împărți la 4. Da. Și suta cealaltă cât ar fi împărțit la 4? Nu. Pe 300 îl privim ca fiind 200 plus 100. Hai să zicem așa. Egal cu 200 plus 100, tot împărțit la 4. 200 plus 100, tot împărțit la 4. Plus 30 împărțit la 4. Plus 2 împărțit la 4. Și da mai departe cu. Echivalent cu 100 plus. Acum, e o adunare împărțit la. Fiecare împărțit la acel lucru. Adică 20 împărțit la 200 împărțit la 4. Deci va veni 200 împărțit la 4 plus 100 împărțit la 4 plus 30 împărțit la 4, lăsăm așa, plus 2 împărțit la 4. Echivalent cu? Echivalent cu? 100. Echivalent cu 100 plus 200 împărțit la 4, cât 50. Face? 50. Face 50, da? Da. Plus 50. E drept? Ca, exact ca 4 în 20 de 5 ori și cu 0 adăugat, deci e clar că face 50. Plus 100 împărțit la 4. 25. 25, sigur că da. Plus 25. Plus 30 împărțit la 4. Cât face 30 împărțit la 4? Îl scriem pe 30 ca fiind 28. 28. Nu, pe 30 ăsta. Pe 30, îl scriem ca fiind 28 plus 2. Da? Deci egal cu 28 plus 2, 28 plus 2, totul de împărțit la 4, plus 2 împărțit la 4. Și dăm mai departe cum. Mergem, continuăm. Egal cu 100, 100 plus 50 plus... 175 deodată, nu? Așa vine? Da. 50 cu 25, deci 175, am și făcut asta, 175 plus 4, 28 împărțit la 4, plus 28 împărțit la 4, 28 împărțit la 4, plus 2 împărțit la, plus 2 împărțit la 4, plus 2 împărțit la 4, plus 2 împărțit la 4. 2 împărțit la 4. Acei 2 de 2 părți la 4 se pot transforma în 4 părți la 4. Stau mai, ne facem înapoi, ca și cum am făcut. Cum ați spus dumneavoastră, 2 pe 4 plus 2 pe 4. Așa, distributivitatea aceea, da? 4 pe 4. Așa vom gândi, exact așa vom gândi. Și egal mai departe, echivalent cu 175 plus 28 plus 7 plus 2 împărțit la 4 plus 2 împărțit la 4 este același cum aș spune 2 plus 2 împărțit la 4. Da? 2 plus 2 împărțit la 4. Și echivalent. Da? Echivalent cu a spune că 175 plus 7 așa și plus 2 și cu 2 face 4. 4 împărțit la 4 face cât? 1. Plus 1. Și echivalent cu 100 cât vine aici? 5, 7, 12, 13. 183. Ăsta ar fi răspunsul de la împărțirea respectivă. Cât o împărțire este 183? Am muncit foarte mult. Dar ce observăm? Că în timpul operației de împărțire, întâi se construiește cifra sutelor, da? Deci ia unul acela și, cum știați voi, după care urmează construcția cifrelor zecilor și, pe urmă, construcția cifrelor unităților. Și toată desfășurarea asta, dragilor, toată asta care a făcut-o acum, este practic surprinsă într-un algoritm pe a cărui pași îi vedem îndată. Deci, oamenii la început, înainte de a descoperi algoritmul acela, adică acei pași pe care îi parcurgem, așa făceau. Deci, mai am atâtea sute, împar sutele mai întâi.
Mă rămâne și sute care nu merg. Duc sutele aceleași cu unitățile și cu zecile împreună fac. Câte zeci fac? Și zecile le împărțeau și pe mă, mai rămân niște rest la unități. Și cu unități care le adaug, au făcut iarăși și un număr care se împarte. Deci asta a fost șmecheria. Poftim, Daria. Profesor, de exemplu, se schimba rezultatul dacă noi acolo puneam la 30, că putea să-l facem din 20 plus 8 plus 2. 30? Atunci, 30? Cât ai zis din... 20 plus 8 plus 2. Nu. Și împărțeam pe fiecare și... Dar n-avea rost să-l gândesc așa. L-am gândit 28 deodată, că am văzut cel mai apropiat multiplu. Da? Cel mai apropiat multiplu. Și acum, dragilor, iată cum anume toată povestea asta aici a fost gândită și surprinsă în varianta asta. Pentru a face 732 împărțit la 4, egal mai departe așa. Ne uităm câte cifre are împărțitorul. Împărțitorul are o singură cifră. Da, te rog să faci... Da? Oriunde acolo, unde, într-un spațiu. 732 împărțit la 4. Și zice, 4 în 7 merge odată. Ei bine, eu știu deodată că va fi un număr cu 3 cifre. Deci construcția mea va fi un număr cu 3 cifre. Dar de unde știu cât cu 3 cifre? Pentru că 4 în 7 odată. O merge odată. Și acum încă o cifră și încă o cifră. Da? Deci de ce știu, anticipez rezultatul, că va fi vorba din 3 cifre. Da. Și acum, 1 ori 4, 4, rămâne 3, dar de fapt rămâne, hai să spunem pe cea dreaptă, rămân 300. Da. Asta e șmecheria, că rămân 300. Că, uitați, am cifra 10-lor, da? Și cifra unităților, deci 300. Exact cum l-am scris pe 700, cum l-am scris? 400 plus 300. Deci cumva le rămâne. De acolo s-au preluat. Deci șmecheria asta, de acolo a fost preluată, din desfășurarea asta, de aici. Deci nimănui nu e vin prin cap așa o chestie deodată. Ci oamenii au zis așa, măi, de ce să nu facem noi atâta muncă aici desfășurată și să muncim așa de tare, așa de dificil? Hai să strângem totul într-o șmecherie. Și să le comunicăm copiilor așa. Ne uităm la câte cifre are împărțitorul. Luăm atâtea cifre și pentru de împărțit. Căutăm să vedem de câte ori se cuprinde în grupa aceea. Și construim numărul care se cuprinde aici. Este prima cifră a numărului ce urmează să fie construit. În cazul nostru, 1. Acum, au rămas 3. 300 am înțeles noi. Și acum, coborâm pe 3. De fapt, acum s-au făcut în loc de 300 cât era, coborâm noi și pe 3 la 10. 330 este acum. Da? Și noi zicem 4 în 33. 4 în 33 merge de câte ori? De 8 ori. Iată cifra rezultat. Spectaculos. Dăm peste cifra rezultat. Nu mai muncim să ne împărțim, să ne fragmentăm și să ne chinuim. Ci rezultatul este foarte rapid. 8 ori 4 zâmbește. Așa îmi place când zâmbește. Adică spui așa ce frumos este, ce interesant este. Noi credeam că așa asta este o minune a cuiva, a visat la peste noapte, nu, pe așa, și că vine cu rezultatul. Nu, este frământăzul. Da, mi se întâmplă. V-am mai povestit, mi s-a mai întâmplat așa, dar un vis plin de realitate, pentru că eu, când am spus că mi s-a întâmplat așa, vă mărturisesc că am adormit cu gândul la problema aceea. Atât m-a frământat, m-am descoperit lucrând, da? Și în timp ce lucram, am găsit soluția. Și dimineață am avut informația că asta e soluția. Așadar, 4832. Și coborâm, așa, și rămânem restul 1. Deci, de fapt, rămâne restul 10. Da! O 10 de aici, da? Da. Și lipim un 2 și 12 acum. Da, da. Da? Și 12, 4 în 12 de? De 3 ori. 3 ori, 4 în 12. Da? Este... Dar nu prea la 1 și cât de scurt a fost. Asta celulă. Este. Dragilor, deci toată munca asta noastră
aici, că m-am uitat la voi, nu erați de loc încântate să mă urmăriți. Nu erați încântate să mă urmăriți. Mă, dar cine chine? Că noi știm șmecheria aceea. De ce nu facem așa? Tocmai v-am arătat acum că așa să facem așa, e ca urmare a muncii așa este. Dar nu ne cer așa la un exercițiu și noi nu știm să facem? E, dar nu vă cerem, numai că eu am vrut să vă arăt partea ascunsă care a determinat, să spunem, apariția algoritmului acela. Nu întâmplător așa se face, pentru că oamenii au vrut să-și ușureze munca. Ați înțeles? Să nu muncească atât de mult. Și o zic, măi, la altceva, mă, mai scurt, mă. Mai scurt, încât să am deodată rezultatul. Da, e superbă chestia. Da? Acum te duci și spui mama și tata, să știi că nu e așa o chestie dificilă la matematică. Ce ni se comunică nouă, ni se comunică niște definiții, niște reguli și noi nu prea le înțelegem, dar bunoară, regula asta sau algoritmul sau pașii care trebuie să urmărim în împărțire, am înțeles foarte bine. Este o poveste foarte frumoasă, interesantă. Și dacă ei nu știu asta, de-aia poți arăta. Uite cum se face. Da? Uite cum facem chestia asta. Și atunci o să înțeleagă și el să bucure foarte tare. Așa cât. În momentul în care am o cifră, dar dacă am să am două cifre, atunci o să procedez așa. Îmi propun acum pentru prima parte a lecției să fac dezbaterea pe chestia asta, pe algoritmul împărțirii, că nimeni nu are grijă să se frământe, să le dea copiilor chestia asta. Totdeauna se întâmplă la școală să vi se dea deodată algoritmul. Faceți așa, faceți așa, nu vedeți de câte ori, nu știu ce, nu știu cum. Dar faceți așa, voi spuneți, dar de ce să fac așa? Și ei spun, la sfârșit vă arătăm noi că facem o probă. Proba împărțirii fiind cât ori împărțitorul plus restul, face de împărțit. Deci nu mai dați una și noi trebuie să transformăm? Nu. De acum, după ce ați înțeles, exersăm după algoritmul acela și îl facem cu mult drag. Că am înțeles că el merită. Da. Este destul de interesant. Așa adică că ei, practic, când vor să fac un exercițiu, aceia care vor să se implice, fac așa? Da, când produc, spun noi informații, ce vreau să vă zic? Vreau să vă zic așa. De-a lungul timpului s-a tot construit, s-a tot dezvoltat matematica, da? Oamenii care au prelucrat și au mai făcut un pas și au mai așezat ceva și au mai aranjat niște lucruri, dar ei, în demersul lor de a îmbunătăți și de a descoperi, au muncit foarte mult ca la vremea asta noi să preluăm rezultatele lor și să mergem foarte repede din aproape în aproape și să facem progres foarte rapid. Da? Deci așa trebuie să înțelegeți. Și iată, acum dacă vă dau împărțirea următoare. 732 împărțit la 91. Egal cu? E de două cifre. E drept? Și mai greu. Am o idee. Să discutăm. Da. Purtăm o discuție în legătură cu asta. Deci este format din două cifre, împărțitorul. Noi vom fi obligați să luăm cel puțin două. Deci minim două luăm. Dar primele două, 73 și în legătură cu 91, nu se produce niciun fenomen care să le bucure. Și atunci pentru, e clar că vom lua pe toate trei. Da. Luându-le pe toate trei, vă atrag atenția că nu mi-a mai rămas nicio cifră de coborât. Înseamnă că de câte ori am rezolvat noi treaba când merge, acela va fi și câtul împărțirii. Așa că câtul împărțirii va fi format dintr-o singură cifră. Pentru că nu mi-a mai rămas nimic. Da? Deci am ocupat toate cele trei cifre. Și eu știu că o singură cifră voi avea. Nu m-am apucat de treabă. Dar știu sigur că o singură cifră. Ia să vedem. Ca 9 în 73. Nu se poate. Nu se poate exact, nu 73. Tot. 8 ori este cel mai aproape. Da, de 8 ori este 73. Da, deci 8 ori, de 8 ori. Asta e cifra cu care încercăm. 8 ori 1, 8, 8 ori 1, 8,
8, 9, 72. Nu, 8 din 12, cât face? 5, nu? E bine? 5? Nu. Nu. Cât este? 4. Cine dă 4, 4, adică nu mi-e mai dă nimic, doar 4. Deci iată câtul împărțire este 8 și restul este 4. Așadar, de împărțitul 732, 732 este egal cu împărțitorul 91 ori câtul care l-am găsit 8 plus restul 4. Vă rog să verificați că asta este o treabă corectă. Dacă așa stau lucrurile, verificăm acum. Deci vedeți dacă 732 este 91 ori 8 plus 4. Faceți 91 ori 8 și vreau să adăugați 4 și vedeți dacă vă dă așa. Da. Sunteți bună. Da? Deci este corectă. Asta e teorema împărțirii cu restul aici, nu? Teorema. Teorema. Împărțirii. Cu rest. Ei, ia să facem noi o altă împărțire. Să zicem așa. 3947. 3947. Totul de împărțit la 45. 45. Anticipați rezultatul și spuneți de câte cifre va fi câtul. Câte cifre va avea câtul. Spuneți-mi din câte cifre așteptați să fie câtul împărțit. Eu cred că știu. Am mai discutat. Nu-mi place așa comentariul ăsta. Eu cred că știu. Ok, da. Da? Să mă mai gândesc. Nu mai bine, bag așa. Puțin căpuțul. Da. Două. Iată, Cassandra, ea s-a pronunțat. Două cifre. Două cifre. Aștept și de la tine ca să atras. Nu presupui. Trebuie să fii să argumentezi. Și apoi și de împărțire. Apoi și de împărțire ca să fie și mai clar. Trebuie să anticipezi corect. Să spui din atâtea cifre. Cassandra, nu se face pe împărțire efectivă. Spui așa, văzând că împărțitorul are două cifre, sunt obligată să pornesc cu două cifre, minim două cifre. Cele două sunt 39 și aici e 45. N-am cum să încep treaba. Mai iau o cifră. Și atunci, prima cifră care va fi construită aici, va fi ca urmarea numărului... Tot două. Deci tot două. Două, pentru că după ce le construi pe ăsta, doar o cifră mai de coborât. Și atunci este a doua etapă, nu? Bun. Cassandra, condu-mă. Am zis că luăm pe toate. 3 și zicem. 394. 4 împărțit la 45. Asta ar fi povestea. Ca 4 în 39, așa gândim. 9. De 9 ori 4, 36. Da? Deci 9. E destul de aproape. Și acum zicem 9 ori 5. 45 și 4 și 9 ori 4, 36. Deci 9 ori 4, da, 36. Și cu 4? Încă 4, 39. 36 și cu 4? 40. 40 l-a depășit. Deci înseamnă dacă l-a depășit, trebuie să coborâm aici, nu? De 9 ori, ci de câte o să luăm? 8. De 8 ori, vezi? Aici ce s-a întâmplat? A adus în aport și cifra unităților la mulțire. Am zis noi că ar merge ca 4 în 39 de 6, de 8, 9 ori 9 ori 4, 36. Dar n-a fost suficient, că a venit cu un aport puternic cifra unităților. Și așa zicem, 8 ori 5, 40, 0 și 4. Da? Da. 8 ori 4, 32. 32 și cu 4, 32 și cu 4, 36. Așa. Hai, te rog, să scrie. E scris, nu? 4, 6 din 9. Am dat una camere? Poate n-am dat. Ba da, am dat.
6 din 9 este egal cu 3 și nimic. Și coborâm pe următoarea cifră și ultima, să o spunem pe cea dreaptă. Și atunci vine K4 în 37. Deci 4 în 37. Așa. Da, de ce? 34, pardon. 34. 4 în 34. Ar merge tot de 8 ori, 8 ori, 4 ori 32. Dar la 8 ori face 360 la mulțire. Și aici am numai 347. Nu mai încercăm de 8 ori, ci 7. 7 ori. Asta vreau să-ți clarific. Să vezi clar cum merge treaba, știi? Te uiți în sus, vezi exact. 7 ori 5, 35. 5 și 3. 7 ori 4, 28. Și cu 3, 31. 5 din 7, 2. 1 din 4, 3. Nimic. 32. Bun, restul ăsta, față, fiindcă e mai mic decât împărțitorul, e bine, avem o treabă deșteaptă. Așa că, acum, spunem... Dar nu, nu se pun și numerele de la rest, nu? Păi, la când facem verificarea. Acum scriem, la verificare. 3947 de împărțit. Este egal cu împărțitorul 45 ori câtul împărțirii 87, așa, plus restul cât azi este, restul 32. Vă rog să verificați că este o treabă de ștat. Adică voi verificați înmulțirea 45-87 la care puneți 32 și vă dea 3947. Da, poți să fac alătă formă. Acolo faci unde crezi tu, nu? Da, da, faci pe ciorniță, ciorn acolo. Haideți. Da. Vreau răspunsul cât de repede. Spuneți dacă e bine sau e rău. Dacă nu v-a dat acel răspuns, este semn că am greșit undeva. Minus 32. Plus 32. Și cât trebuie să ne dea? Este exact de împărțitul. 3947. Mie mi-a dat la fel. E bine, da? Ia să vedem Casandra. Deci avem de mulțit 45 cu 87. Cum faci de desfășurat? Dar de ce Casandra? Hai să vedem. Știi că eu îți propuneam să greșesc unele sub altele. 45 ori 87. Și începem. 7 ori 5, 35, 5 și 3. Da? Hai, te rog să lucrezi pe căițelul tău și numai cât mă conduci. Deci 45 ori 87. Ori 87. Da. 35. 5, 3. 7 ori 4. 28. Și cu 3. Și cu 3, 31. 31. Mai ținem minte încă. Nu, nu, 31, nu mai am ce. Dacă aș fi avut încă de mulți cifre, scriam pe 1 și păstream pe 3, nu că 31. Acum, 8 ori 5. 40. Și începe construcția numărului care se formează chiar de sub 8. Deci de aici punem 0. Da. 8 ori 4, 32. Da, 32. Și cu 4, că a fost 4 mai. 32, 36. Tragem linii și adunăm și obținem 5, 1, 36, 9, da? 3915. Da? 5, 1, 36, 9, 3. Da. La el, lui adăugăm restul, 32, să vedem dar ce obținem. 2 cu 5, 7, 3 cu 1, 4, 9, 3. Da. 3947. Perfect. Este o dovadă că am lucrat bine. Da. Și acum o altă împărțire și vă las pe voi să faceți. Okay. 79.003 de 79.003 împărțit la 22. Nu, la
89. 89. Vă dăm câte cifre? Da, mă interesează câte cifre credeți că va avea rezultatul. Da, trei cifre. Trei cifre. Și eu sunt trei. Da? Da. Sunt nevoiți să iau trei, nu? Și mai rămân încă două și... Și încă înseamnă încă două cifre să adaugă, deci în total trei cifre. Perfect. Dăm drumul la lucru. Câte nu să mă conduci tu, Daria? Urmărim. 89-79 nu se poate, așa că luăm 790. Și 89-790 arâncă pe cam de 9 ori. Merge pe 9 ori? 9 ori. Ai o logică? De ce ai zis cam de 9 ori? Pentru că 9 ori 7 dă 72. 9 ori 8. 9 ori 8. Da, 72. Și arâncă pe. Și arâncă pe. Da. Dar nu uita că aici e o cifră foarte puternică a unităților ca și va aduce aportul. Se apropie de 8. 79 parcă ar fi 80. Da, știu. Și 8, 10, 8 ori, 8 ori 9 ori? Nu-i bun. Unde 9 ori? 9 ori 8? 9 ori 9, 81. 9 ori 9, 81. 72, și atunci deci, nu merge. Nu? Simți că 9 n-ar fi bine. Cu toate că, atenție, cu toate că 9 ar fi avut spațiu suficient. 9 ori 72. Se convinge pe prietenii noștri că am gândit bine. Deci merge, cum ai spus tu, de 9 ori. Și atunci, 9 ori 9? 9 ori 9, 81. 81. 1 și 8. 72 plus 8, 80. 80. Și l-a depășit. Da. Cum am așteptat să se întâmple, da? Deci, noi am... Ai văzut care e smecheria? Vreau să înțelegeți bine, fetelor. Da. Că atunci când faceți aproximarea, ca să fiți cât mai aproape de adevăr, să nu pierdeți timp, vedeți dacă cifra unităților se apropie foarte mult, adică se apropie foarte mult de 10, va apropia și spune ca și cum ar fi 9, 9 în 79 nu merge de 9 ori, că 9 ori 9 face 81, deci de aceea voi lua de 8 ori, da? Că față de tine care te bâlbâie aici și altul care știe secretul ăsta, ăla merge foarte repede, da? Și atunci zici, oameni. Luăm de 8 ori. Da. Și 8 ori 9, 72. 2 și 7 reținem. 8 ori 8, 64. 64 cu 7... 64 și cu 7... 71. 71, corect. Și le dă 712. Tragem linie și scădem. Da. 8, 7, 78. 7 este mai mic decât împărțitul. E bun. De 78 față de 89 e mai mic. Și atunci da. Suntem încântați, am mers cât se poate de corect. Îl coborăm pe 0 și tot de 8 ori are, nu, are intrat de mai mult. Nu, de 8 ori. Tot 8 ori. Tot 8. Am văzut noi, de 9 ori depășește pe... Da. Deci de 8 ori. Și tot 712. Deci iată cât de important este să se sesizezi treaba asta. Mergi foarte repede. Da. Deci de 8 ori nu mai stai să fii 8 ori. Deci da, 9. De 8 ori. Și ne dă 712. Corect. Și facem și ne dă 8. Așa. 6. Ne dă 68 și coborăm pe 3. Da. Restul este mai mic decât părțărul. Te uiți 683. 712, care a mers mai devreme. Da, și nu este bun. Nu mergi de 8 ori, ci mergi repede de... 6 ori. De 6 ori. Merg prima dată, de 6 ori. Și atunci vine. Sau nu. Zi. Ar merge de 8 ori. Tot de 8 ori? Da. Păi la 8 face 712. A, nu, cum am gândit. Că 8 ori 64, dar am uitat din nou. Dar nu mai urmări ce face ea, da? Hai să vedem acum. De 7. Unde te-ai pierdut? 7. Suntem la momentul ăsta, da? Aici ai înțeles 683? Da. Bun. Și acum vreau să văd de 7. Cât de atente sunteți ca să sesizați comparația cu varianta de 8 ori, cum a fost 712. Da. Și acum, având construcția lui 683, vedeți până la 612 mai avem destul de puțin.
Și cum, dar totuși e mai mic 680 de 712 atunci și cum am fost de 8 ori, acum merge de 7 ori. Aș încerca de 7 ori. Da, da. Și vine 7. 7 ori 9 ori 63. 3 și 6. Deci 6. 7 ori 8, 56. Și cu 6? 66. Cum? 56 și cu 6? 62. Corect, nu? 62. Da, mă scuzați. Atenție multă că eu te scuz, dar să-și iau de acolo să mă registrează. Da. Trebuie să fim foarte... Și ne dăm... 0. Ne dăm 60. Da, 60. E bun 60, că e mai mic decât 89. Restul 60. Restul 60. Și atunci hai să facem proba. Adică ce o să zicem... nu Flavia... Cassandra. Cassandra, cum o să spunem? De împărțitul, adică cine este ăsta? 79.003 este egal cu împărțitorul 89 ori câtul împărțirii? Ori, 60. Ori câtul? Asta e restul? 800. 887 plus 60. Asta trebuie să dovedim noi. Și acum ne apucăm deoparte și mulțim pe, o să zicem, 887 ori 89. Da, e mai ușor. E mai cu trei cifre, da? Da. Ne vine mai la îndemână. Așa zicem. 887 ori 89. Deci 887 ori 89. Și începem. Cassandra, cu voce, te rog. 9 ori 7. 63. 3 și 6 le ținem. 3 și 6 le ținem. 9 ori 8. 72. 78. 8 și 7 le ținem acum. Toată. 7. 9 ori 8. 72. 72 și 7. 79, da. Da, 79. 8 ori 7. 8 ori 7, 56. Da, 6. Și 5 le ținem. 5 le ținem. 8 ori 8. 8 ori 8. 64 și cu 5. 69. Da, 9. Ținem de 6. Da. Și 8 ori 8. 8 ori 56 și cu... Nu 8 ori 8, 8 ori 8. 64. 64. Plus și cu 6. Și cu 6, 70. Da. 70. Și scriem, nu mai avem nimic de comentat, că s-a terminat. Tragem din și adunăm și avem... 3. 3. 2. 6 și 8, 14. Adunăm. Da. 99, 8 și cu 1, 9, da. 7 și cu 1, 7 și cu 8, da. Și 7. 7, la care punem pe cine? Pe 60, 60. Și avem 3, 3, 0, așa. 0, 9, 7, 9 și 7, 79.003, da. Perfect! Da? Este semn că am făcut o treabă bună. Asta e proba. Da? Asta e proba. Că ajungem la rezultatul acesta. Acum, ia să vă dau eu o altă împărțire. Deci, vreau să-mi faceți împărțirea următoare. Și tot așa anticipăm cu câte cifre. E foarte tare. Dar să sper noi să facem împărțirea singure. Singure, singure vă dau. Să... Da. Numai că în firma acolo, știi, apare o pauză. Ăsta e motivul. Da? Și pe mine mă interesează... Să vedem cu idă corect așa scrie. Bun, asta o să mai faceți și acasă. Vă dau aici și acasă, unde vă întâmplă să fiți singure, nu? Și faceți această probă. Dar acum, hai să zicem așa. 987.000 0, 0... De cifre, v-am să scot cifre mereu. 3, da, 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 da. Împărțit la 715. Egal cu. Vreau să văd câte
Da? Exploatarea. Da. Nu, nu, Casandra, Casandra, hai să spui, o să spui tu. Eu sunt convinsă că vei spune foarte bine. Hai. Ne gândim cu toții, da? Și ea se gândește. Și să vedem câte gândesc. Cifre. Câte cifre? Noi o să iau 3. Sau, a, nu, câte cifre vor fi, da. Câte cifre vor avea numărul? Da, ea se gândea. 4. 4? Așa și zici tu. Și eu 4. Și tu 4. 4. Pentru că ai văzut că se poate de la bun început să pornești cu 3, ai o cifră și pe urmă ai 1, 2, 3, la cea cifră, 4 cifre. Foarte bine ai gândit. Eu mă gândeam la altceva de asta. Da. Acum pornim. Te rog pe tine, dar aia conduci. Ok. Păi, 715, 987 odată. Odată. Și atunci am avea 2... Deodată, 715, da? 2, da. Spus? Și de 272. 1 din 8, 7, 272. Și atunci îl coborăm de 0. Da. Și am intrat cam de... Cam 7 din cine? Cam de 3 ori. Cam 7 din 27. 7, prima cifră, în astea 2. 7 din 27... De 3 ori. 3, 4, 7, 28, le depășește, nu? Da, și de 3 ori. De 3 ori, da, fix. Hai să vedem. Și 3 ori 5, 15. 5. 3 ori 1, 1 plus... A, da. 3 ori 1, 1 plus 1, 4. 4. 3 ori 7, 21. Da. Tragem linie și scădem. 5. 5. 5. Da. Din 10, 5. 4 din... 4 din 11. 4 din 7. Așa. 6 minus 1, 5. 5 de 576. Și corect. Este mai mic decât împărțitorul. Este 576 și mai mic decât 715. Da. Ești mulțumită? Da? Ești mulțumită? Încă coborăm din nou pe 0. Coborăm încă pe următorul 0. Și punem tot timpul ca să nu greșim aici, da? Până și ne-am acum ajuns. E 757. 757. Și iar încă pe acam de 7 ori. 7 ori 7, 49, se apropie de 50, așa facem. Da. Cam de 7 ori. Cam de 7. Și 7 ori 5, 35. 5 și 3. 7 ori 1, 7 plus 3, 10, 0, scrim 1, ne reținem. 7 ori 7, 49 și ne dă 50. 7 ori 7, 49, 50. Da. Tragem linie, ne dă 5. 4, 5 din 10, 5. 4. 745 și ne dă bine. 745 e bun? Nu. Nu e bine. Nu cred că încape de mai multe ori. Atunci încape de cât? De 8 ori. Da. Ia să vedem de 8 ori. Deci da. Ai și controlul. Ești excepțional. Nu ne dă, gata. Totdeauna uitați-vă la restul de aici. Așa, deci dacă ar încăpea de 8 ori. Deci, zicem 8 ori. Așa, 8 ori 5, 40, 0, scriem 4, reținem, deci 4. Da. Așa. Apoi avem... 8 ori 1, 8, plus 4, 12. Așa. Descriem 1, reținem. 8 ori 7, 56, plus 1, 57. Și este... Așa, 57 și este bine. Și ne dă 30. Și la scădere ne dă 30. Ce este mai mic de data asta? Și mai mic. Ai fost foarte atentă și de aici, mă bucur foarte tare. Și rămâne ca toți prietenii noștri să înțeleagă că avem un control riguros în timpul algoritmului, restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Dacă se întâmplă să fie mai mare, mai mărim mai... Am greșit. Da? Am mai mărit pe cifra. Ne dă 30, îl coborăm pe 3. Pe 3. Și nu se poate, așa că punem 0. Asta e restul. Atenție! 303 și punem 0. Da, așa, chiar. Asta e foarte punem important. Punem 0 că nu merge. Merge de 0 ori, da? Da. 0 ori și apunem cifra. Și acesta, așa cum acesta aici, este. Aici este momentul foarte important. Că noi am anticipat dinainte câte cifre va avea, câte cifre va avea, câtul am spus 4. 4. Și dacă tu nu spuneai că merge de 0 ori să-l pui aici, nu mai merge. Era o prostie mare. Nu știu, nu s-a sigurat. Ai înțeles, Casandra? Deci, acum, l-am coborât pe 3 și am zis că nu merge. Și dacă nu merge, lăsăm așa că e restul grav. Domnul foarte grav. Știți, nu sunt sigură atunci când
trebuie să pune 0. Păi am văzut acum. Eu sunt presă. Da, am văzut acum. Că ai bâlbuit acum, dar o să vedem și pe traseu. Când în timpul împărțirii am coborât și nu suficient, punem 0 acolo la cât. Parcă îmi dau seama că trebuie și apoi mă succes și spun că nu trebuie, că am ceva în capul meu care îmi spune că nu trebuie. Da, dar acest lucru trebuie să dispară în capul meu. Da. Deci trebuie să fim foarte riguroși cu chestia asta, dragilor. Ce facem acum, pare că n-ar fi important, dar este esențial. Dacă nu s-ar fi pus aici 0, ar fi fost 138. Și în loc să fie 1380, în loc să fie de 10 ori mai mult, lipsa unei cifre înseamnă numărul de 10 ori mai mic. Eu nu întâmplător am spus să anticipăm rezultatul. Deci nu întâmplător. Pentru că dacă am știut de la bun început câte cifre să aibă, o să aibă, atunci am știut clar că ceva nu e în regulă. Așa și numai cu trei cifre spune o prostie, nu mă interesează. Trebuie să pun și pe zero. Încă o dovadă clară că așa de făcut. Și acum, hai să facem proba. Noi suntem cu proba Cassandra. Da? Ok. Deci, ne-ați spus pe angajament. Da. Deci acum, de împărțitul, trebuie să fie egal cu împărțitorul oricâtul, fiindcă ăsta e mai mare, îl pune pe el întâi. 1380 ori 715. 715. Nu trebuie să le punem cifre sub cifre la mulțiri, da? Unități sub unități, 10 sub 10, 100 sub 100, ca la adunare sau scădere. Le pui cum vrei tu aici. Da? Și de ce? Pentru că zero-ul ăsta am să-l pun aici, deja. Da, pentru că... Da? Adică e mulțirea cu 10 care să-l am grijă. Și acum, deci 5 ori 8, începem. 5 ori 8, 40. 0. 0, ține minte, 4. Da. 5 ori 3, 15. Da. Cu încă 9, 19. Perfect. Ține minte, 1. 5 ori 1, 5. Și cu 1 acela? 6. Începem cu 1, care e foarte simplu. 0. Deci 1 îl punem sub 9, da? Da. 1 ori 8, 8. A, 8. 1 ori? 1 ori 3. Nu-i de loc, da? 1 ori 8, 8. 1 ori 3, 3. 1 ori 1. Da. Și 7 ori 8. 7 ori 8. 7 ori 8. 56. Nu în fața dumneavoastră, fă 7 ori 9 și apoi scade 7. Da? Că ai zis că tu 7 ori 9 știi. Și aici 3. Da, și apoi scade 7 ori 8. 7 ori 56 devine mai greu. Deci încă nu s-a instalat în mintea ta foarte hotărât că 7 ori 8, 56. Triada asta 7, 8 și 56, cele 3 numere, nu se lipesc deodată. În viteza cea mai mare. Pentru asta te învăț ca tu acasă, că ești furioasă pe treaba asta. Ești chiar supărată. Da. E o chestie care nu ți este, nu e un confort, este o tristețe. Și atunci așa, 7 ori 8, trebuie să faci așa. Da. Ca și cum te-ai pedepsi. Ca și cum te-ai pedepsi tu hotărâtă. Cu roșu, sigur că da. Să zice, 7 ori 8, că tu nu vrei 7 ori 8 să poposești în mintea mea. 7 ori 56. Egal cu 7 ori, în loc de o pui 10 minus 2. Nu, 10 minus 2. A, nu așa? Da. Egal 7 ori 10. 7 ori 10, 70. Minus 7 ori 2. 7 ori 2, 14. Ce tare. Cum e mai mult așa? Sigur că doi faci rapid. Așa faci 7 ori 4. Plus 74, practic. Nu. Sau... În momentul de față, 70 minus 14 este egal cu 56. Că 4 din 10, 6. 1 din 6, 5. 56. Și acum spui că am muncit pentru asta. Am muncit, să țin minte. Nu mai am voie data viitoare. Iar dacă cumva nu sunt sigură, fac chestia asta. 10, 70 minus 14, 56. Da? Sau poți să mă pe mână. Sau se scrie pe mână, da?
E foarte tare. Dar trebuie să te măzgărești pe mână. Atenție, trebuie să te măzgărești pe mână până la coate dacă ai multe greșeli. Multe greșeli. Păi da, dacă scrii de exemplu la profesor pe mână. 7, 8, 56. Da, și dacă te vede proful. Da, dar dacă... Păi da, faci cam așa. Faci cam așa. Da, nu numai asta. Nu numai asta, am să spun ceva. E jenant. Te duci pe afară. 7, 8, 56. Da. Încep să te numească 56. Exact. Sau 7-8. Deci, băi, am 56. Cum, exact. Casandra, 7-8. Ce faci 7-8? Exact. Nu știi, da? Mulțirea, nu da. Deci așa lucru e comod. Păi dacă asta mai bine așa, o așa, așa. Da, dar și mie 7-8. Dar uite-te că ce ai de făcut dacă uiți. Da. Dacă uiți, înseamnă că 18, 10 minus 2 și facem metal în mintea ta chestia. 8, 10 minus 2, 7, 10 minus 14, 56. Păi așa, doar profesor, e da? Mai ușoară. Păi, dar asta vreau să vă spun. Și eu nu le spun, nu vă spun numai vouă, le spun tuturor prietenilor noștri că tabla mulțirii este un moment de încercare foarte important, iar dacă nu învățați copiii acum, toată viața veți avea de suferit, că tot timpul va trebui să o bâlbâiți. Da. Și spui, fac atâta, nu fac atâta, că tu mergi la plesneală. 46, 56. Nu! 56 pentru că e 70 minus 14. Da? Asta am vrut să spun. Am insistat pe chestia asta. Merg mai departe. Mai facem un lase? Până de exact. Nu, dar nu, iertați-mă. 51, domn profesor. 51, da, opriți. Nu stați puțin. Nu.